Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la emisiunea Până la marginile Pământului. În emisiunea precedentă am călătorit împreună cu invitații mei, Ioana și Marcel Șaitiș, în Madagascar, țară în care Dumnezeu i-a chemat să facă misiune pe termen lung. În emisiunea precedentă ne-a făcut o prezentare generală a situației politice, economice, spirituale din această țară. Au împărtășit cu noi experiențele pe care le-au avut în primele luni după așezarea lor acolo. Aș dori și astăzi să continuăm cu ei, să mergem din nou în Madagascar, această insulă aflată în partea de est a Africii, și să-i urmărim cum lucrează, cum se implică și cum slujesc lui Dumnezeu în această țară. Deci, din nou, bine ați revenit, Marcel și Ioana, în emisiunea noastră. Vă mulțumim frumos. Care este situația spirituală în Madagascar, sau religioasă mai precis? Data trecută ai amintit un pic de faptul că tu lucrezi cu o biserică penticostală, că există mai multe biserici penticostale. Care este procentul creștinilor acolo, dincolo de creștini? Ce alte religii mai sunt? Care sunt obiceiurile cele mai cunoscute, să zic, ale malgașilor în religia lor, în animism? Împărtășiți cu noi și gânduri legate de religia lor, de starea lor spirituală, de bisericile care există acolo, care sunt cele mai mari nevoi pentru bisericile de acolo. Pentru că, iată, noi trimitem misionari în zone în care nu există biserici și rolul lor este de a planta biserici noi acolo. Voi sunteți într-o țară în care există biserici și atunci care este rolul principal al misionarilor în astfel de țări? În Madagascar există trei religii. Există două religii care sunt foarte vechi, încă de la apariția oamenilor, de la venirea oamenilor pe teritoriul Madagascarului, undeva în anii 200 după Iisus Hristos au venit primii oameni și fondul Madagascarului este unul animist. Oamenii care au venit acolo au venit pe curenții calzi și pe alizele care veneau dinspre partea Malaeziei și Indoneziei, au venit pe sub India și s-au așezat în Madagascar și odată cu venirea lor au adus și închinarea păgână pe care ei o au acolo. Deci populația este una mixtă? Este una mixtă, da. Asiatici care s-au amestecat în timp cu triburile africane. Da, pentru că din partea de Sud-Africii, triburile Bantu, în special din zona Mozambicului, au trecut canalul Mozambicului, care are circa 400 de kilometri, așa, o mare bună, și s-au așezat în Madagascar. După aceea, în anii 700-800, s-au așezat urmașii lui Mahomet, au venit din peninsula arabică și s-au așezat în partea de nord-vest a țării. Așadar, acolo existau deja arabi și existau triburi animiste de nuanțe diferite. Nuanțe africane, închinare tip african și închinare de tip austronezian sau polinezian. Creștinismul când? Creștinismul a intrat în Madagascar aproximativ în anii 1800, undeva în 1813. Unul dintre regii buni ai Madagascarului, Radama I, a permis misionarilor să intre. Până atunci, limba pe care ei o vorbeau se vorbesc 18 dialecte. Limba de bază, să spun, este limba merina, care se vorbește în partea centrală. În partea centrală au venit creștinii și s-au așezat în câteva orașe, trei orașe, capitala este mai mare, și creștinii au reușit să pună alfabetul arab, pentru că aveau un alfabet arab, să-l pună pe litere, sau să pună limba malgașă pe litere, pe alfabet latin în Madagascar. Ei au și tradus Biblia.
un proiect care a durat mai mulți ani, aproximativ 10 ani, până au reușit să o scoată de sub tipar. Au ascuns 70 de exemplare undeva în pământ. Așa, între timp a murit regele Radama I și soția lui, Ranavalona I. Soția lui a început o persecuție foarte aspră împotriva creștinilor. Ea a fost vindecată, a fost bolnavă, era pe moarte și a cerut vrăjitorilor malgași ca să se roage pentru ea și să aducă ritualuri, să aducă jerfe, să facă ritualuri și să aducă jerfe, jerfeau animale. Și ei au făcut lucrul ăsta și în mod miraculos a fost vindecată. Și atunci ea a zis, ce caută misionarii ăștia la noi? Ce fac? Ne tulbură religia noastră străbună, tulbură zeii noștri și aduc blestem asupra noastră. Și atunci a pornit o cruntă prigonire împotriva creștinilor. Misionarii au fost scoși afară din țară, au fost omorâți unii dintre ei și de atunci în Madagascar a predominat din nou animismul. Ce se caracterizează animismul? Sunt două lucruri. Ce ați putea aminti special legat de animism și de modul în care el se manifestă în Madagascar? Este închinarea la idoli, anumiți dumnezei Madagascarului, dumnezei locali, la care îi aduc jertfe animale pentru a îmbuna, pentru a le cere favoruri, sănătate. Au nume acești zei sau... Da, Dumnezeu al sănătății, Dumnezeu al... Ei le-au dat niște nume, dar sunt dumnezei locali. Nu știu dacă există Dumnezeu regional pe tot Madagascar, pentru că triburile au obiceiurile diferite. Și atunci un sat are câțiva dumnezei, reprezentați de câțiva stâlpi. Unii au 3 stâlpi, alții 5 stâlpi, alții 16 stâlpi. Și? Și este închinarea la străbuni, la strămoșilor. Ei consideră că cei care au murit revin în lumea reală, ei sunt reali ca și spirite și pot să-i blesteme, pot să-i binecuvânte, au o frică și un respect exagerat față de strămoșilor, chiar li se închină. În Madagascar, morții nu sunt îngropați ca și la noi, ei sunt înveliți în anumite materiale și sunt puși în cimitire specifice, în pământ sau zidite. Iar în fiecare 5 ani sau 7 ani își scot morții afară pe familii, îi sărbătoresc, îi curăță și îi pun înapoi. Deci este chiar o închinare, îi comunică cu morții, este spiritism, pot să-l numesc. Cam care este procentul animiștilor în Madagascar? Din ce am văzut noi în scrieri, cred că undeva spre 50% ar fi animiști, undeva spre 40% ar fi creștini și cam 10% ar fi musulmani care sunt stabiliți în partea nord-vestică a țării, special înspre zona de coastă. Creștinismul cuprinde Biserica Catolică, care a intrat odată cu colonizarea de către Franța a Madagascarului. Au intrat catolicii, ei au făcut lucrare frumoasă, lucrare bună, însă s-au axat pe partea de caritate, de ajutorare, nu le-au prevestit nașterea din nou și mântuirea. Și atunci oamenii sunt creștini, sunt catolici, dar practică încă închinarea la strămoși. Este o formă de sincretism. Da, este o formă foarte puternică de sincretism religios. Noi suntem surprinși de oameni care zic Dumnezeu să vă binecuvinteze și trăiesc așa de dezordonat și lucruri pe care un creștin nu le-ar accepta. Deci din punct de vedere statistic sunt mulți creștini. Da. Acum creștini evanghelici născuți din nou care au o relație cu Dumnezeu, ăștia sunt mult mai puțini. Așa, așa? Este. Așa este. Pentru că în momentul în care tu decizi ca să îl urmezi pe Hristos, tu renunți în mod automat sau ar trebui să renunți la închinarea la strămoși. Să nu te mai rogi strămoșilor, să nu mai intri în legătură cu ei, să nu mai te alături familiei,
familiile practică foarte, foarte puternic cultul strămoșilor și ei se adună. Sunt sărbători importante pentru familie și sunt sărbători și ar însemna să te detașezi de toate astea. Chiar pastorul, unul dintre pastorii cu care lucrăm, pastorul Manitra, v-am spus despre el, pastorul Manitra, în momentul în care a înțeles Evanghelia predicată de cineva, el a ales să-L urmeze pe Hristos. Iar familia lui, pentru că nu mai vrea să participe la ritualurile de rugăciune către strămoșii familiei lor, l-au desmoștenit, nu i-au mai permis să participe la întâlnire cu familie, nu mai are voie să fie îngropat împreună cu familie. Pentru ei e un lucru foarte rău acesta, să nu fie îngropat cu strămoșii tăi. Și, bineînțeles, l-au desmoștenit și din punct de vedere material. Dar el a rămas tare în poziția lui pentru că el a zis: am venit de la întuneric, la lumină, îl cunosc pe Hristos și eu nu pot să mă închin la spirite, nu pot să le aduc jertfe lor. Ei aduc vaci, acum pentru dumnezeii lor, pentru dumnezeii din sate, aduc vaci. Au aceste două elemente. Odată sunt stâlpii care reprezintă Dumnezei și au altar, niște pietre, pe care aduc sângele animalului. Se întâmplă că e o boală în sat și boala aia tot contenește. Atunci ei trebuie să facă ceva. Dumnezeu bolii, care nu știu cum se numește peste în satul lor, trebuie să îl îmbunezi. Au o teamă așa de puternică de Dumnezeu. Și atunci se adună satul, taie o vacă, iau sângele ei în timp ce o taie, iau sângele ei, îl pun pe acel altar, ceva de genul altare de piatră, cum am spune, cum erau pe vremea lui Moise, o piatră sacrificială, pun acolo sângele și după aceea capul animalului îl pun în respectivul stâlp ca Dumnezeu sănătății să fie mulțumit pentru jertfa adusă. Pentru ei nu e un lucru ușor să aduce o vacă, că sunt scumpe animalele. Unii prețuiesc mai mult un animal să aibă. Pentru ei reprezintă autoritate, reprezintă prosperitate să ai o vacă la casă. Și unii dau mai mult pe vacă decât pe casă. Sunt mai interesați ca să aibă animalul, că îi aduce un prestigiu. Este animismul mai mult prezent la țară sau este prezent și în marile orașe? Este prezent în zonele de junglă sau în zonele de sate, dar este prezent și în orașe. În oraș este prezent mai mult sincretismul religios. Da. Voi lucrați acolo cu Biserica Pentecostală. Când a început Biserica Pentecostală în Madagascar și cât de mare este acum? Vorbim de biserici, credincioși, dacă aveți anumite date? Da, din ce am discutat eu cu ei, Biserica Pentecostală a început în urmă cu aproape 50 de ani în Madagascar, dar nu se găsește peste tot. Bisericile sunt foarte mici. Cum se începe o biserică în Madagascar, dacă îmi permiteți? Sigur. Cineva este născut din nou și Dumnezeu i-a vorbit ca să se dedice lucrării. Lasă o meserie. De exemplu, e măcelar sau face... Da, orice altă meserie, el înțelege că trebuie să se dedice lui Dumnezeu. Se duce, face școala teologică, face o pregătire și este un fel de comite central, îi zice FOIB, în limba malgașă. Acest comitet trimite, ei și-au făcut un plan. Acolo trebuie să evangelizăm, acolo trebuie să ajungem și îl trimite undeva în țară ca să planteze o biserică. Și povesteam cu un pastor, îl cheamă Olivier, zice: pe mine m-au trimis în sudul țării. M-am dus două zile cu microbuzul, așa, pentru că drumurile sunt destul de rele, nu sunt autostrăzi, nu știu cum să le spun, așa, se termină asfaltul la un moment dat, s-a dus două zile, s-a dus cam o jumătate de zi cu vaporul pe coastă și a luat un camion să găsească respectiva localitate. S-a rătăcit, n-a găsit localitatea. Și după aceea, în sfârșit,
a găsit un mic sătuleț unde a reușit să găsească, sau un orășel mai înstărit, ceva, unde era telefon, unde era un telefon. Și i-a sunat și a zis, uite, m-am rătăcit, nu știu, uite, sunt în localitatea asta. Și ei au zis, dacă Domnul îți vorbește, rămâi acolo. Te-ai dus mai departe de unde ți-am spus noi. Și spunea el, oamenii, când aduceau jertfe, se tăiau. Așa că pe vremea lui Bal, când aduceau profeții lui Bal jertfe, zice, se tăiau pe mâini cu cuțitele. Și a început pe stradă, a început să predice Evanghelia. După 4 săptămâni, prima persoană care s-a convertit, după vreo 4 luni, a reușit să aibă un grup celulă și acum, după 5 ani, are 3 biserici pe care le păstorește. Cum este micuțe susținut? Biserici. Și este susținut de biserici. De biserici care apar, da. Deci, într-un fel, noi avem de învățat de la Magari. Da. Cel puțin în două privințe. Odată au viziune, așa, au harta și spun acolo așa trebuie plantat, acolo nu este biserică. Trimit oameni și încurajează bisericile nou formate să își susțină lucrătorii. Asta este absolut biblic. Da, asta e un lucru extraordinar. Dar dezavantajul este că ei nu se cunosc foarte bine între ei. Noi am chemat păstorii la noi acasă din zona noastră, 12 păstori, și am fost surprinși că luau între ei numere de telefon. Zic, bine, dar voi sunteți prieteni. Așa e, dar noi n-am colaborat. Și atunci, deși există, cel puțin ei raportează în jur de 800 de biserici, de bisericuțe, că nu sunt mari bisericele, nu există o comunicare și o coeziune foarte bună între ele, tocmai din cauza că așa împrăștiați și sunt împrăștiați, țara e întinsă și e greu de... Nu există mijloace de comunicație foarte bună și nu există transport. E ca în Africa, e diferit. Da. Marcel și Ioana, deși sunteți de puțin timp în Madagascar, v-ați implicat în multe proiecte. Uneori, eu zic prea multe. Am avut harul. Și oarecum voi vreți să recuperați, pentru că v-ați dus mai târziu pe câmpul de misiune, dar aș vrea în continuare în emisiune să comunicați, să împărtășiți cu telespectatorii câteva din lucrările în care sunteți implicați. Sunteți implicați în proiecte cu caracter spiritual, apoi în altele de natură caritabil, educațională, altele caritabile și altele sanitare. Le luăm pe rând și pornim cu cele spirituale. În ce proiecte sunteți implicați? Scopul nostru când am mers în Madagascar a fost cel spiritual, să le vestim oamenilor despre Dumnezeu, și să le spunem și este. Dar pe parcurs Dumnezeu ne-a arătat nevoia și am înțeles că cu puține resurse putem să dezvoltăm și alte proiecte. Așa s-au făcut atât de multe. Vreau să spun că prin tot ceea ce facem, indiferent de proiect, noi încercăm să-L vestim pe Iisus, încercăm să-L prezentăm ca unic cu Dumnezeu, așa cum este și Mântuitor. De aceea, prin toate proiectele, am început cu școala biblică pentru copii, pentru că în Madagascar sunt foarte mulți copii. Oriunde te uitai, e plin de copii, ei te înconjoară peste tot. Așa că am început în zona noastră cu copii și de aici au decurs alte proiecte. Ce înseamnă proiecte? Școala aceasta biblică cu copii? Când au loc întâlnirile? Câți copii vin? Unde se desfășoară întâlnirile? Da, întâlnirile se desfășoară la noi. La voi acasă? La noi, da, la noi în curte. La noi în curte și uneori la noi și acasă. Și copiii sunt copii din cartier, din da, biserică? Copiii sunt din sau cartier. Și din biserică? Nu, și sunt copii din cartier. Eu tocmai am fost în Antananarivo și noi aveam pe inimă să dezvoltăm această lucrare, iar în Antananarivo au fost linșați 2 francezi. I-au prins populația dintr-un cartier, 2 francezi i-au legat, le-au dat foc, i-au omorât și se presupunea că ar fi făcut trafic de organe,
Dacă lucrezi cu copii, trebuie să fii atent, că poți fi acuzat de trafic de organe, de pedofilie sau alte lucruri. Și atunci am zis, cum să facem noi, că avem așa mulți copii în jurul nostru, să facem ceva pentru ei. Și atunci am făcut pachete pentru familii, ne-am numărat noi casele, da, n-am numărat bine, n-am știut că într-o casă locuiesc 2-3 familii, am fost surprinși de asta, fiecare în câte o cameră și cu copii mult, și am făcut pachete și le-am spus, suntem misionari, vrem să facem fiecare sâmbătă lucrare cu copiii dumneavoastră, să le vorbim despre Iisus Hristos și porțile noastre să fie deschise, vă invităm să veniți și dumneavoastră, vrem să le vorbim despre Domnul Iisus Hristos și cu asta am început. Oamenii au lăsat copii, am fost surprinși că la început erau jur de 60 de copii, după aceea s-au mai diminuat pentru că și acolo copiii un pic au teritoriile lor. Foarte surprinzător. Am început în fiecare sâmbătă să facem, cum este la noi, școala duminicală sau o școală biblică pentru copii. Le-am vorbit despre Isus, am făcut pe diverse teme, astfel încât să captivăm copiii și să le inducem dragoste de a veni la întâlniri și de a auzi despre Dumnezeu. Pentru că nu știam cântece în limba malgașă, nu o auzisem la biserică, la eram la început, nu știam nici limba. Am început să traducem noi, în franceză și cu ajutor în limba lor. Așa că am tradus, cred că vreo 5 cântece, da, 6. Da, am tradus mai multe cântece, 5 sau 6 cântece. În limba malgașă. În limba malgașă, cântece, da. Pentru copii, cântece ușoare pe care ei să le poată învăța, dar să fie cu mesaj. Să urmărim, stimați telespectatori, un cântecel cântat de copii la această școală biblică pe care ați deschis-o la voi acasă, școală pentru copii. Drano aruvi amdani antize zana kandamanta avereno o isa noe uavi safudrano isa noe uavi safudrano aru amdani antize zana kandamanta naurana naurana namasandru azi revenim, am ascultat un cântecel de la școala biblică deschisă acasă, ați spus că ați pornit cu vreo 60 de copii și continuați, sunt statornici. Nu sunt 60 de copii, acum avem între 34 de copii, 30-40 în fiecare sâmbătă. Ne trezim dimineața, copiii deja sunt la poartă. Întâlnirea este de la ora 9 sâmbătă, de la ora 9 până în jurul orei 1-2, depinde că ele sunt și să se joace pe urmă, dar nu este ora 7 și ei sunt deja în la fața porții, gălăgie și ne dau ei trezirea, copiii. Care este un alt proiect cu caracter spiritual în care sunteți implicați? Din lucrarea cu copii s-au dezvoltat mai multe lucrări. Așa, natural s-au dezvoltat. Una dintre ele a fost ajutorarea cu medicamente. Am primit medicamente acolo în Madagascar și odată cu ajutorarea cu medicamente au început oamenii să ne viziteze, să vină la noi cu diferite boli. O să vorbim despre asta mai târziu, dar vreau să spun că oamenii au început să ne caute ei, să vină acasă la noi cu copii bolnavi, cu copii răniți, ei răniți. Și atunci am putut să le vestim Evanghelia
personal, așa să le vorbim despre Hristos, să întrebăm pe ei despre istoria vieților, să ne povestească despre ei, ce cred ei, ce o să se întâmplă cu ei după moarte. Și așa am început să le vorbim despre Domnul Iisus Hristos. Și nici nu a trebuit ca să căutăm oamenii efectiv, pentru că ei ne-au căutat având diferite nevoi. Așadar, evangelizarea de la om la om, cu părinții copiilor, cu vecinii, cu cei care au diferite probleme de sănătate, pur și simplu Dumnezeu așa a ușurat-o. Și apoi, zilnic sunt persoane care vin la noi și putem să le spunem despre Dumnezeu prin aceste medicamente sau ajutor mărunt pe care spun eu că îl dăm. Apoi am început cu biserica, în colaborare cu biserica, pentru că noi suntem în biserica penticostală, să mergem pe stradă. Prima perioadă a fost o perioadă a ploilor în care ploua zilnic, din septembrie până aproape în martie, undeva prin februarie, la jumătatea lunii februarie s-au sfârșit ploile și am putut să mergem pe stradă. Mergeam, în special sâmbătă după amiază, mergeam pe stradă, căutam locuri în care sunt pompe pentru apă. Acolo stau oamenii cu grămada, cu bidoanele și își așteaptă rândul să-și umple bidoanele cu apă. Și sunt mai multe, într-un cartier sunt poate câte 3-4 pompe. Și acolo ne opream, duceam cu noi un difuzor de ăsta chinezesc, o boxă, dar care se încarcă cu acumulator, care nu avea nevoie de priză. O puneam pe un loc mai înalt, chiar pe fântână, chiar pe pompă, și începeam o cântare împreună cu pastorul Manitra. El e conducătorul grupului de evangelizare. Cât e mare grupul ăsta de evangelizare? Două, trei persoane, pentru că, în general, oamenii lucră sâmbăta și poate le e și greu ca să evangelizeze pe stradă. Nu e ușor să ieși și să duci Evanghelia la oameni, să te respingă, să te scuipe, să... Ai avut și experiențe de genul acesta? Da, am avut și experiențe de genul acesta, să fiu bruscat de persoană care era abiată, sau am avut experiența să fiu scuipat. Și acolo pe stradă cântăm, predicăm despre Iisus Hristos, îi chemăm la Hristos și ne rugăm pentru ei. Sunt oameni, am văzut mai mulți oameni care s-au predat. La câte o întâlnire, la câte o pompă, găsești 40 de adulți uneori și găsești undeva 40-50 de copii. Copiii găsești peste tot. Deci sunt și oameni care răspund, da, care sunt preocupați, sunt. Și atunci merită efortul. Așa și este, merită să plătești prețul de a fi respins. Ei se miră să vadă un alb. Ce caută pe stradă, ce caută să... Și pastorul Manitra, când predică, mă folosește uneori ca exemplu. Omul ăsta, știți de unde a venit? Din partea cealaltă de lume a venit aici. Știți de ce? Că îi pasă de sufletele voastre. Și de aici începe să le predice despre Domnul Iisus Hristos. Și apoi ne rugăm pentru ei, care vor să ne rugăm, ne punem mâinile peste acolo, pe stradă, ne spun de ce anume suferă și ne rugăm în numele Domnului Iisus Hristos pentru vindecare. Se pare că nu vă plictisiți, școala biblică. Ne place. Sâmbătă dimineață, de obicei sâmbătă după masă faceți evangelizare. Văd aici, printre proiectele în care sunteți implicați, Marcel și Ioana, și încurajări biserici și ajutor în plantare de biserici. Ce înseamnă asta? Domnul ne-a dat harul ca, să spun, pastorul Manitra să fie un om cu influență. El predă la școala teologică, e unul dintre profesorii care formează păstori, dar în același timp, el e venit în Anțirave de 20 de ani, a plantat o biserică și a ajutat pe alți păstori să planteze biserici în zona noastră. Și într-o zi a venit la noi cu câțiva dintre ceilalți păstori și soțiile lor, ne-a prezentat și după aceea ne-am împrietenit cu ei. Mare har am avut din partea Domnului. Și ne-am împrietenit și ei ne-au zis: nu ați putea să veniți să slujiți în bisericile noastre?
Și așa am făcut în fiecare duminică, am avut program de predicare. Bisericile din jur. Da. În biserice din jur, în zone uneori atât de accidentate sau până în 100-150 de kilometri. Deci am avut de umblat și prima care a fost invitată să vorbească, pot să spun, și a fost foarte curajoasă, a fost Ioana, la o conferință de femei și am fost surprins că a acceptat să vorbească femeilor. Am zis, dar nu ți-e frică? Zice, dar nu pentru asta am venit aici. Sunt deschise femeile, da, gata să deschise, primească asta. Sunt deschise, au educate. Multe frământări și caută, permanent caută, atât cât știu, să se dezvolte, mă refer spiritual, să se dezvolte, să crească, să poată să-și educe copiii în frica de Domnul și este o mare nevoie lucrarea cu femeile în Madagascar să crească. Cum arată un program al unei biserici din Madagascar? Diferă mult de programul de la noi? Cât este de lung? Cât se predică? Cât se cântă? Cât se roagă? Pentru că doar duminica au zi liberă, ei o dedică lui Dumnezeu. De obicei, la 8 se adună pentru rugăciune. Se adună, se roagă, la 9 și jumătate începe serviciul divin sau programul de evangelizare, dar până atunci se roagă, apoi pe grupe, pe diferite grupe, în special grupe de femei, grupe de bărbați și copii. Pregătesc o cântare în biserică, cam asta, se roagă împreună, se încurajează împreună. La 9:30 începe programul, care ține până la 12. Este partea de rugăciune. Partea de rugăciune, în general, se cântă mult, poate se roagă un pic mai puțin. Din cântare trec direct în rugăciune. Se motivează la diferite rugăciuni specifice, iar apoi începe predica pe care de obicei păstorul predică sau invitatul, în general păstorii predică, oamenii care au deja pregătire teologică predică în biserici. Și undeva în jurul orei 12 fără ceva se termină biserica, sunt anunțuri, se iese afară, păstorul stă la ușă cu invitatul lui și toată biserica iese om cu om și dau mâna cu păstorul, formează așa un lanț în care toți pe toți se salută. După aceea e o pauză și la 2 începe din nou biserica. Deci serviciul de după amiază e de la 2, ține până pe la 4:30, pentru că deja se întunecă și atunci nu umblă noaptea. Au fost lucruri cu care v-a fost greu să vă obișnuiți în biserică, forme, manifestări, ați ezitat la început, vorbind de felul în care voi ați fost formați și crescuți într-o biserică evanghelică, da, pentru mine, pentru fete a fost nu un șoc, pentru că nu vorbim de șoc, dar a fost diferit să ne mișcăm ca și ei, pentru că au un dans specific, nu e dansul la care îi spunem noi dans, dar sunt niște anumite mișcări tradiționale, specifice lor, pe care, indiferent de dans, ei le fac. Dar cântă foarte frumos și ne bucurăm cu ei în cântare, chiar dacă haideți nu să ne manifestăm ascultăm, ca și ei. Stimați telespectatori, un cântec, să avem câteva secvențe dintr-un program, dintr-o biserică penticostală din Madagascar. Thank you.
Am revenit în platou cu invitații mei, Marcel și Ioana Șatiș, misionari în Madagascar deja de un an de zile, dar cu gânduri de a sluji Domnului acolo pe termen lung. Aș vrea în încheierea acestei emisiuni, Marcel și Ioana, să vorbim un pic despre un alt proiect în care sunteți implicați, și anume școala teologică prin extensie din Anțirabe. Da. Ce se întâmplă acolo? A cărei extensie este această școală? Da, eu m-am dus în Madagascar pentru una din nevoile bisericii pentecostale, și aceasta este nevoia de ucenicizare, nevoia de echipare. Deci biserica are inimă, biserica plantează biserici, biserica crește. Merge, crește, da, dar una din probleme este echiparea lor. Ajung la un anumit nivel, trebuie să renunț la anumite obiceiuri din trecut și n-ajung la maturitate pentru că le e greu să facă pasul ăsta, să o rupă total, să se dedice total lui Dumnezeu și să îl urmeze în toate lucrurile pe Dumnezeu. Și atunci câteodată s-a amestecate lucrurile și creștinismul n-are forță, n-are putere. Duhul Sfânt, Duhului Sfânt nu-i se permite să se miște plenar în biserică. Și am văzut nevoia asta de echipare și m-am dus în Madagascar eu special cu dragostea și inima de a preda, lucruri, doctrine, tot ce ține de formarea unui slujitor, a unui păstor. Deci în această școală se formează slujitori, da? Da, se formează slujitori. Domnul ne-a dat harul că acolo în Anțirabe, unde suntem, să primim acordul din partea școlii teologice pentecostale din Antananarivo, care formează păstorii. 3 ani de zile formează un păstor acolo la școală și apoi îl trimite. Am primit de la ei acordul să deschidem prin extensie o școală în zona noastră. Dacă sunt oameni, dacă sunt slujitori care îi vedem că au nevoie de echipare, și har Domnului, am început cu 12 persoane, au rămas până la urmă 10 persoane, cursuri intensive, avem 12 cursuri care se predau. În ce format se predau aceste cursuri intensive? La dimineața, zi sau bloc? De câteva săptămâni sau o săptămână? Am început în ianuarie, suntem 5 păstori care am predat, pentru că avem nevoie și de acreditare. Păstorii care predau au nevoie de acreditare din partea școlii teologice din Antananarivo sau Institutului Pentecostal din Antananarivo, ca să înțeleagă telespectatorii noștri. Am început în ianuarie, erau câte 2 săptămâni de cursuri intensive, 1 săptămână pauză. Începea la 8 cursul și se termina la 4, în fiecare zi, cu pauză de masă între 12 și 1, între 1 și 2, cum ne înțelegeam cu studenții. Studenții sunt prezbiteri, sunt lucrători, diaconi, oameni care deja sunt implicați în biserică, dar au nevoie ca să aibă lucrurile structurate în mintea lor. Ce cursuri predai tu, Marcel? N-am predat un curs întreg, pentru că eu în același timp fac cursuri de limba malgașă și învăț limba malgașă și în același timp lucrez la limba franceză ca să o perfecționez. Nu-mi dau seama cât de bine vorbesc limba franceză. Pot comunica în limba franceză, predic în limba franceză, Ioana predică în engleză. Și atunci trebuia să iau materialul, să mi-l pun tot, să-l prelucrez în limba franceză pe videoproiector ca să pot să predau, și atunci am predat așa câte 2-3 cursuri. Avem introducerile în Noul Testament, în Vechiul Testament, doctrine biblice despre Duhul Sfânt, despre minuni, lucrarea, manifestarea spirituală în lucrarea spirituală, cum se manifestă Domnul în aceste lucrări, despre miracole, minuni. Deci sunt 12 cursuri, sunt,
sunt predate, ei le primesc și sub formă de cărți. Aceste cursuri sunt făcute de Global University, pentru Africa special, și eu am predat frânturi din diferite cursuri. Împreună cu pastorul Manitra și ceilalți păstori, ei îmi spuneau: Marcel, care lecții vrea să le predau? Și atunci găseam lecții care mi se potriveau mai bine sau le-am mai predat și le știam, le stăpâneam bine, aveam multe exemple. Am predat Faptele Apostolilor, am predat despre lupta spirituală, am predat despre minuni, am predat, am mai predat încă ceva, am predat mai multe zile. Și în final, în luna mai, după maratonul acesta, 10 dintre oameni au primit diplome și școala teologică îi primește direct în anul 2 ei pot să continue dacă au disponibilitatea să lase totul să se mute în Antananarivo. Da. Da. Stimați telespectatori, timpul trece atât de repede și iată că suntem la sfârșitul acestei a doua emisiuni pe care am făcut-o cu Marcel și cu Ioana Șaitiș, trimiși de Biserica Speranța din Cluj ca misionari în Madagascar. Îi așteptăm și vă așteptăm și pe dumneavoastră săptămâna viitoare, în aceeași zi și la aceeași oră, să ne urmăriți, pentru că vom continua să discutăm despre alte proiecte în care ei sunt implicați și de asemenea să vă invităm să fiți alături de ei, de noi, de toți misionarii care se duc să ducă gloria lui Dumnezeu până la marginile pământului. Eu vă zic la revedere și nu uitați, vestea bună este bună doar dacă sosește la timp. La revedere!